Dacă domnul Streleț va continua așa să pună interesele partidului său sau interesele grupului parlamentar al PLDM în fața intereselor statului, atunci mi-e frică că atât colegii mei din PDM, dar inclusiv eu vom fi nevoiți să votăm moțiunea de cenzură. Declarația a fost făcută de speakerul Adrian Candu la o emisiune TV. Acesta a mai spus că i-a simțit în ultimul timp mai mult plecați din coaliție pe cei din PLDM, care sunt parcă deja aflați cu un picior în afara AIE3. Moțiunea de cenzură împotriva executivului condus de premierul Valeriu Streleț ar urma să fie examinată la ședința în plen de pe 29 octombrie. În același timp, premierul Valeriu Streleț a declarat și el la un post TV privat că dacă se vor inventa motive prin care să se probeze că el pune mai presus interesele de partid, atunci să se facă, dar nu crede că este un temei faptul că el îl consideră pe Vlad Filat nevinovat. Totodată întrebat despre o eventuală schimbare la șefie PLDM, Streleț a spus că ideea ca Maia Sandu, de exemplu, să devină liderul liberal democraților este una foarte bună și că dacă ar candida, atunci ar acumula o susținere quasi unanimă. Maia Sandu nu a comentat deocamdată aceste declarații. Deputații PSRM, consilierii municipali socialiști, dar și susținătorii formațiunii au protestat în fața sediului ANRE. Acțiunea a fost determinată de finalizarea moratoriului ANRE privind majorarea prețurilor la energie electrică și gazele naturale. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat în urma întrevederii cu administrația ANRE că va fi convocată ședința Consiliului Administrativ al Agenției și se pare că de luni deciziile de majorare a tarifelor ar putea fi anulate. Acest lucru s-a lăsat înțeles în urma întâlnirii cu reprezentanții ANRE, care sunt destul de îngrijorat și speriat de furia cetățenilor, a mai spus Dodon. Procurorii au contestat încheierea judecătoriei Centru de pe 24 octombrie, prin care a fost respins demersul de aplicare în privința învinuitului Renato Usatăi a măsurii preventive arestul, informează Serviciul de Presă al Procuraturii Generale. În comunicat se mai scrie că procurorii au depus o contestație în instanța ierarhic superioară, insistând pe cercetarea persoanei învinuite în stare de arest preventiv. După expunerea curții de apel asupra contestației, vor fi decise măsurile ulterioare pe caz. Duminică, magistrații au respins cererea procurorilor de a-l aresta pe Renato Usatăi pentru 30 de zile, acesta fiind eliberat și cercetat în stare de libertate. Igor Popa, avocatul lui Vlad Filat, a avut o întrevedere cu politicianul care se află în penitenciarul numărul 13. Într-un comunicat, Popa a anunțat că întrevederea a avut loc luni și a precizat că starea de sănătate a lui Vlad Filat este una satisfăcătoare, iar condițiile de detenție sunt acceptabile. Totodată, avocatul a menționat că, deși avea dreptul să-și contacteze rudele, chiar în ziua de 23 octombrie, când a fost transferat la penitenciar, lui Filat i s-a oferit această posibilitate abia a doua zi. Ori comunicatul remis instituțiilor media de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare pe 24 octombrie conține informații denaturate, a mai menționat Popa. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a scris pe o rețea de socializare vis-a-vis de polemicile în jurul eliberării sale că el nu vrea să fie o păpușă în jocurile politice, iar toată această zarvă este făcută doar pentru a avea de lucru analiștii plătiți. Reacția lui a venit după participarea sa la o emisiune TV, unde, așa cum se menționează într-un comunicat al formațiunii lui Usatăi, acesta a fost asaltat cu întrebări și din cauza conduitei incorrecte a moderatoarei a fost nevoit să părăsească platoul emisiunii. Eu în astfel de bucătărie nu particip, vă place să fiți păpuși, fiți așa, dar fără mine, mai scrie Usatăi în mesaj. Sfânta Cuvioasa Parascheva, considerată ocrotitoare a Moldovei, este sărbătorită astăzi de creștinii ortodoxi. Potrivit tradițiilor, în această zi, gospodinele nu au voie să spele rufele pentru a nu atrage nenorociri. Totodată se ține post și se dă de pomană pentru sufletele celor morți. Sfânta Parascheva îi ferește pe oameni de boli, de grindină, de trăsnet și iapră pe copii de ochi. Președintele afgan Ashraf Ghani a cerut ajutor militar Rusiei pe fondul întăririi forțelor ce vor să dea jos actualul regim de la Kabul. Solicitarea vine după ce forțele NATO și-au retras majoritatea trupelor din Afganistan anul trecut. Ambasadorul rus la Kabul, Alexandr Mantitsky, a declarat că asistența va fi oferită, dar asta nu înseamnă că vreun soldat al Federației Ruse va ajunge pe pământul afgan. De ce ar trebui să purtăm noi povara unei probleme care nu a fost rezolvată de americani și de statele NATO? A mai adăugat ambasadorul. Guvernul spaniol a stabilit oficial data de 20 decembrie pentru alegerile parlamentare. Premierul Mariano Rajoy de la Partidul Popular a declarat într-un comunicat că Spania a experimentat una dintre cele mai intense perioade legislative de la revenirea țării la democrație în urmă cu 4 decenii. Potrivit sondajelor recente, Partidul Rajoy ar obține aproximativ 25% din voturi în rândul alegătorilor, aproximativ la fel ca Partidul Socialist.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru euro a scăzut cu 10 bani și costă 22,03 lei. Dolarul american are cu 4 bani mai mult și costă 19,99 lei. Valoarea leului românesc este mai mică cu 3 bani, fiind cotată cu 4,96 lei. Prețul pentru hrivna ucraineană a rămas la valoarea de 0,87 lei, iar cel pentru rublea rusească și-a păstrat cotația de 0,32 lei.